Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la o nouă citire de pe Tarot Viață Împlinită. Îmi cer scuze că am postat mai rar și că v-am răspuns cam la limită cu timpul analizelor dumneavoastră. E o perioadă destul de complicată și weekendul acesta a trebuit să mi-l iau liber pentru încărcare energetică. Iar de luni încolo, deja cam am programări până spre joi, vineri, deci vă rog dacă îmi scrieți pentru programări să luați în vedere cumva de pe joi vineri cu întrebările dumneavoastră și eu v-aș recomanda totuși, adică pot să fac etalarea la 50 de lei cu răspuns pe mail, să fie mai ușor, dar vă zic, adică date mult mai consistente primiți la o analiză la 100 de lei unde vă spun de regulă și misiunea personală, unde vă mai dau una, două tehnici, barem dacă luați la 150, vă dau cel puțin cam o pagină de tehnici și sfaturi pentru perioada următoare, cum să controlați energiile planetelor și asta de regulă particularizez în funcție și de dumneavoastră, pentru că eu mă uit, a avut planeta cu tare retrogradă la naștere, n-a avut-o. Dar v-am zis, perioada asta e mai complicată și a trebuit să-mi iau neapărat weekendul ăsta liber, pentru luni voi lucra însă, deși e zi liberă, voi lucra pentru voi, iar weekendul totuși am zis că trebuie, am nevoie de două zile de încărcare energetică. Bun, vom întreba astăzi cărțile legat de ce se mai întâmplă în relația mea, ce se va mai întâmpla cu relația în viitorul foarte apropiat. Avem trei variante. Vă rog să vă gândiți bine la situația dumneavoastră. De asta nici nu pun culori chestii, nu trebuie să vă influențeze nimic. Nici măcar cărțile n-au nimic pe spate, da? Mi-au plăcut cel mai mult pentru că erau foarte simple. Deci vă rog să vă gândiți la situația dumneavoastră și să lăsați intuiția să vă ghideze, pentru că dacă vă luați după vreun criteriu logic, de pildă, eu aleg 2, că 2 aleg de fiecare dată, este greșit. Și nu o să rezoneze foarte mult citirea, deși de regulă rezonează, pentru că eu cam spun toate situațiile pe care le reprezintă cartea respectivă. Și în felul ăsta, normal că găsiți și informația care vă cuprinde pe voi. Da, o carte are, cum spuneam, foarte, foarte multe semnificații. Și în mod normal, pe trei cărți alăturate, eu aș putea vorbi cam și o oră și ceva, o oră jumate, deci foarte mult, dar evident aici trebuie să mă rezum la câteva minute de citire. Bun, deci 1, 2 sau 3, ce se întâmplă acum cu relația, ce se va întâmpla în viitorul foarte apropiat? 1, 2 sau 3 și începem cu etalarea de 1, unde avem așa. Plecare, 6 de spade, 7 de monede și cavalerul de monede, dar sunt niște energii foarte, foarte lente. Avem multe monede, iar 7-le de monede este cea mai lentă dintre, sau una dintre cele mai lente dintre cărțile de monede. Cu alte cuvinte, este ceva ce ați plantat în legătură cu persoana asta și abia crește. Ori este la distanță de voi, peste o apă sau în străinătate. Simt foarte mult Statele Unite, Marea Britanie și Franța, dar pot să fie orice alte state care reprezintă afară, care reprezintă diaspora, poate, sau o persoană străină. În orice caz, ori dumneavoastră, ori partenerul este cu un copil sau cu familia la distanță de persoana la care vă gândiți. În cazul în care persoana la care vă gândiți, ilustrați sub forma unui cavaler de monede, adică o persoană pragmatică, stabilă, așezată, cu o iubire senzuală și caldă față de voi și trainică mai ales, cred că se gândește să vină către voi, dar poate sunt niște impedimente de ordin financiar ca să facă drumul ăsta către voi. Plus că e foarte greu pentru că are anumite responsabilități și financiare și legate de familie. Deci nu e prea pe roze situația dintre el și, sau ea și viața lui la modul general. El vrea să facă pasul clar, deci totul e planificat, însă are niște proiecte sau ceva în derulare și plus responsabilități
poate să fie și de job. Deci asta se referă la ideea de responsabilități pe care le are și la distanță și în grele, iar cu șaptele de monede, că ele se reflectă în partea materială, în partea financiară sau în business în general. Deci aici e o distanță între voi. Simt și un iz așa de altă naționalitate, cam la 40% dintre cei care vor alege etalarea aceasta. Dacă nu efectiv doar ideea de distanță și de țară străină. Cum spuneam, sunt planuri, deci bărbatul, mai ales un bărbat aici care se gândește să facă acest drum către voi, dar sunt niște obstacole, adică are niște piedici de trecut. Îi merge relativ bine pe partea profesională, însă greu, adică el evoluează, dar foarte lent. Sau poate trebuie să strângă bani pentru acest drum, sau poate vrea să cumpere o casă în străinătate, în apropierea dumneavoastră. Deci, în toate situațiile de față, este o piedică. Sentimente sunt. Deci, sentimente sunt, e ceva serios, nu e ceva ieșit din comun la modul de o pasiune nemaipomenită. Însă, e ceva mult mai stabil de atât și mult mai de lungă durată, ceea ce de multe ori e mai de apreciat. Îl văd posibil la câțiva dintre voi să aibă legătură cu muncile agricole, persoana asta, sau poate să aibă o fermă, sau pe lângă job să aibă anumite terenuri pe care le cultivă, sau chiar o podgorie, că vedem și în poza cu șaptele de monede. Fiind legătura cu pământul atât de puternică, văd aici aspecte de fecioară, aspecte de taur, aspecte de capricorn evidențiate ori în constelațiile de deasupra hartei lui natale, ori efectiv zodia sau ascendentul să fie într-una din aceste, mă scuzați, soarele sau ascendentul să fie într-una din aceste zodii. De soare în fecioară, ascendent în taur, chestiuni de genul acesta. Există și ceva elemente de aer, după cum ne expune șasele de spade, și vedeți, această plecare are legătură cu ceva ce ține de persoana lui sau ei, sau dacă e vorba de plecarea dumneavoastră din relație pe considerente financiare, sau ca să fiți cu familia, atunci, vedeți, are legătură cu dumneavoastră, pentru că șasele întotdeauna se referă la persoana consultată sau la persoana de care întreabă cel consultat. Bun, haideți să trecem și la etalarea numărul 2. Cam asta se întâmplă aici, adică sunt planuri, dar lucrurile merg foarte greu și văd o plecare în viitorul apropiat, o plecare pentru care judecați și chibzuiți foarte mult situația, o întoarceți pe toate fețele, vă gândiți la posibilitatea, oricum e ceva îndurerat la mijloc, adică cumva faceți lucrul ăsta și cu o părere, e ceva de care vă pare rău că lăsați în urmă. Orică vreți să plecați, faceți planurile acestea să plecați la persoana asta, orică ea își face planuri să vină către voi, e totuși o chestiune care evoluează lent în viața lui și care are nevoie de o anumită certitudine, de niște baze solide. Cam așa stau lucrurile la etalarea asta. Deci e oricum vorba de o distanțare și de o dorință de a o traversa. Bun, trecem la etalarea numărul 2. Ce se întâmplă în relația voastră acum și în viitorul apropiat? Aici este vorba de o persoană cu două opțiuni. Aici n-am întrebat foarte mult despre partenerul, am întrebat de relații în general, deci persoana asta care are două sau mai multe opțiuni, mai avem încă o carte de curte aici, ar putea să vă reprezinte chiar pe dumneavoastră. Deci posibil dumneavoastră să fiți cumva legați la ochi și să aveți două opțiuni, să nu prea știți spre care vă îndreptați. Una dintre ele cred că a apărut destul de curând în viața voastră, celălalt e mai din trecut și sunt anumite legături spirituale cu acea persoană din trecut. Dacă dumneavoastră sunteți regina de cupe, înseamnă că
Sunteți persoana cu soarele în pești sau în rac sau în scorpion sau ascendentul în aceste zodii. Avem și leul aici proeminent, plus zodii de aer. Sunt foarte multe zodii care ies aici. Deci, ori este vorba de dacă aceste cărți reflectă situația partenerului vostru, este un partener cu o hartă natală complexă și cu planetele distribuite oarecum uniform în case. Avem acest 8 aici, care merge către 2. 2-ul legându-se de cooperare, de relația cu lumea, colaborări, asociații. Oricum, legătura aceasta romantică pe care o aveți în relație necesită mănuși. După cum vedeți, persoana asta înfruntă maxilarele fioroase ale leului cu propriile mâini și reușește, deci cumva cu blândețe. Deci dacă sunt anumite situații conflictuale între voi, cauzate probabil de dubla alegere sau o dubla înconjurare a acestei persoane de alte persoane, atunci trebuie să tratați lucrurile cu mare, mare tact, cu forță interioară, trebuie să fiți stabil sau stabilă. Deci, în relația sau situația celor care au ales varianta numărul 2, este vorba de foarte probabil de un trio, sau dacă nu e un trio, e ceva flirt apărut spontan, apărut destul de curând. Și dumneavoastră trebuie să tratați lucrurile cu mănuși, pentru că oricum, dacă dumneavoastră vă adresați cu nervi, cu gelozie, cu posesivitate către persoana asta, păi ea o să fie cu atât mai indecisă. Deci nu forțați lucrurile, da? Încercați tocmai. Vedeți că pașii acestei persoane se mai duc și în alte direcții sau poate mai vorbește cu altcineva sau suspectați anumite chestii. Păi nu insistați cu gelozie. Trebuie să fiți din ce în ce mai drăgăstoasă cu persoana asta și în același timp mai detașată. Detașarea la nivel energetic scoate energia dumneavoastră de pe energia partenerului sau partenerei și îl face pe el să vă simtă lipsa. Dacă dumneavoastră sunteți tot timpul cu energia dumneavoastră pe el și nu mai asta, dar îi trimiteți mesaje, îl spionați, îl consultați, îl urmăriți, îi cere socoteală, cu atât mai mult persoana, și asta ne spun și cărțile, va fi mai indecisă. Deci trebuie să vă concentrați energiile pe lucruri frumoase, pe stabilitate, pe înfruntarea pericolelor sau amenințărilor pe care le simțiți la adresa relației. Pentru că, vedeți voi, există iubire, există foarte multă iubire, există vise, există telepatie, e o conexiune tandră, deci aici clar persoana la care vă gândiți vă iubește, însă posibil să fie apărut anumite ciondăneli, anumite discuții sau ceva, sau poate e o distanțare destul de mică și voi trebuie să aveți forța sau puterea să treceți peste această perioadă, neexagerând anumite aspecte sau neevidențiind un rol ieșit din comun. Puterea înseamnă și faptul că la moment în relația asta partea sexuală dintre voi e nespus de activă, există multă pasiune, multă senzualitate între voi, vă mângâiați foarte mult. Aici se exprimă și ideea de sex sălbatic din considerente romantice, dacă pot să spun așa, deci sunt implicate ambele valențe, dar totuși există chestia asta, sau poate dacă persoana asta este însurată, mă rog, căsătorită, că să nu ne referim la un gen anume, atunci lucrurile trebuie tratate cu mult tact, cu multă atenție și trebuie să aveți grijă și la mentalul dumneavoastră. Sunt oricum anumite lucruri pe care nu le vedeți sau care o să vi se ascundă în viitorul apropiat. Și cu atât mai mult spun că trebuie să vă păstrați calmul, da? Pentru că între voi există și iubire și o sexualitate ieșită din comun.
Da, deci sunt semne foarte bune aici, exceptând partea aceasta care duce lucrurile într-o nehotărâre și o indecizie care vă pot afecta emoțional, respectiv apa din spate care arată emoțiile cu spatele la care vă aflați. Vedem aici și influențele lunare. Încercați să urmăriți voi și fazele lunii, mai ales în perioada lunii pline și voi dacă sunteți născuți pe lună nouă sau pe lună în descreștere, luna plină vă va face destul de agitați. Deci aveți grijă și la aspectele astea. Eu oricum aici ideea de trium și ideea de control pe care trebuie să o arătați, poate dumneavoastră să vă întâlniți și cu el și cu ea și lucrurile trebuie gestionate cu mare calm, nu cu furie, nu cu subtilități care îi pot da de înțeles celelalte persoane că se întâmplă ceva între voi. Deci aveți mare, mare grijă cum gestionați lucrurile, pentru că puterea se referă la gestionarea forței cu finețe, cu grație ieșite din comun, vedeți voi, cu flori, deși războiul trebuie dat cu flori. Deci vă spun, mare atenție aici, sentimente sunt. Dar dacă vă aflați în situația asta și ați ales intuitiv varianta, deci dacă vă este potrivită, vedeți cum gestionați această dualitate a partenerului, că tot veni vorba, fiindcă avem puterea care se referă și la sexualitate și doiul acesta și cred că am mai avut într-o etalare mai demult și mi-a atras cineva atenția și eu i-am spus... I-am sugerat că are dreptate, deci mai există o valență aici. Poate să exprime și o dublă orientare sexuală aici, deci o bisexualitate, chestia asta, dar asta probabil la una, două persoane dintre voi. Deci dacă pe lângă doiul de spade se află soarele sau puterea, care se referă și la aspecte de sexualitate, fertilitate, atunci da, vedeți două orientări. Poate să exprime și ideea asta de două orientări sexuale simultane sau două ideologii, două laturi în care crede sau persoana asta este și foarte mentală și foarte pasională totodată și trepidează și oscilează între aceste două laturi. Acum vedeți voi și în funcție de situația fiecăruia cum o se plieze, v-am spus ce era de spus și la etalarea numărul 2, trecem la etalarea 3 și ultima. Aici au ieșit patru cărți și, drept să spun, am ales eu cea de-a patra carte pentru că aveam moartea și voiam cumva să văd la ce conduce. Deși primele două cărți erau bune, destul de lente, dar bune. Însă voiam eu să mă asigur. Valetul de cupe înseamnă gesturi mici de dragoste între dumneavoastră și această persoană. Dacă sunteți femeie, bărbatul la care vă gândiți, posibil să fie mai mic de vârstă sau mai imatur din punct de vedere emoțional, psihologic și chiar și fizic. Deci e posibil și mai mic de vârstă să fie și dacă dumneavoastră sunteți în poziția de regină, considerând cărțile de tarot, poate fi și diferență de vreo 10, în jur de 10 ani, să zicem, 10-15 ani, poate, că mai este și cavalerul între ele. Da? Cumpătarea. Oricum, relația dintre voi, relația în care vă aflați, are un potențial ieșit din comun, din punct de vedere spiritual. Văd aici zodii de apă. Da, aici sunt cam toate zodiile, că văd zodii de apă, zodii de pământ, scorpionul, săgetătorul. Posibilitatea să fie săgetător cu ascendent în scorpion sau invers, oricum două zodii foarte proeminente și foarte intense, săgetătorul are și o anumită dualitate, un raport de forță între impulsuri și filozofie de viață și principii. Scorpionul, haideți să vă spun ceva despre scorpion și despre zodiile de apă, că avem multă apă și aici. Scorpionul guvernează peste apele otrăvite. Asta înseamnă că are o putere de regenerare și de transformare ieșită din comun. Și scorpionul are parte de-a lungul vieții de cele mai violente și cele mai profunde emoții. Hai să le spunem cele mai violente, cele care duc în extreme. Că profunde mai degrabă ar fi la pești. Peștii au cele mai profunde trăiri.
și cele mai profunde experiențe și subconștientul lor are niște adâncimi ieșite din comun, pentru că peștii guvernează peste apele mâluase, apele adânci, apele oceanice. Iar racul guvernează peste apele cristaline, izvoare, apele curate. De aceea zodia racului este foarte sensibilă, dar totodată bătăioasă, cleștii. Da? Dar are o sensibilitate aparte pe care de multe ori nu o manifestă, nu expune sub platoșa unei defensive fizice. Bun, deci aici văd gesturi micuțe, gesturi de dragoste, o scrisoare de dragoste, o floare oferită. Vezi flori galbene, flori roșii, foarte mult. Deci este ceva aici. Aici posibil să aibă, să fie un trio sau ceva care are legătură cu locul de muncă. Deci posibil să fi cunoscut asta sau prin intermediul familiei sau unui cunoscut. Pentru că treiul acesta de monede se referă la o persoană din exterior care poate să vă ajute și cu afacerea, deci poate să aveți și un proiect comun. Oricum, este o transformare majoră. Perioada asta și în viitorul apropiat va fi o transformare majoră care necesită un temperament cumpătat, necesită distribuirea cu tact și cu diplomația emoțiilor. Pentru că fluturașii aceștia în stomac trebuie totuși ținuți în control. Vedem totuși o transformare și ceva care se termină în viața dumneavoastră, dar urmează un progres. Pentru că vorbim de relație, chiar dacă cartea asta este una destul de materialistă, să-i spunem, dar semnifică un progres. Și întrebând de relație, asta înseamnă progres în relație. Dar vedem și un progres adiacent, un progres profesional, financiar. Văd aici posibilitatea și unui copil la mijloc. Și copilul acesta cred că poate să fie chiar un înger încarnat, pentru că avem îngerul alături, sau efectiv să toată lumea să-i spună că e ca un îngeraș. Datorită lui a răsărit soarele în viața dumneavoastră. Dar în orice caz, vor fi niște transformări foarte profunde perioada asta. Sau poate lucrurile au mers atât de încet, doar cu flirturi ușoare, cu anumite chestiuni de genul acesta, cu declarații de dragoste. Și abia acum, perioada asta, săptămânile astea, să fie cu totul ceva important și transformator și lucrurile să mai avanseze un pic, dar cu ceva efort, vedeți voi? Deci trebuie ceva efort pentru a culege aceste roade. Dar transformarea se va face orice ar fi, pentru că moartea înseamnă și implicarea destinului sau un impuls măcar sau universul vă ajută pentru că voi ați progresat și ați evoluat un pic spiritual. E bună citirea, chiar e bună. Asta poate să mai însemne și că în relația voastră incipientă mai apar totuși flirturi sau ceva cu o altă persoană, posibil de la muncă, din cariera acestei persoane, nu pare însă ceva promițător, adică e ceva incipient pentru că avem moartea. Deci dacă e cazul, puteți gestiona fără probleme sau posibil să se termine influența sau implicarea unei alte persoane din exterior, fie ea din altă relație sau nu. Deci fie că e vorba de un alt partener, amant-amantă, sau poate fi cineva din familie, monedele sau de pe plan profesional care cumva a avut anumite implicații sau implicațiile financiare v-au ținut deoparte și lucrurile astea se termină acum. Oricum, este o perioadă de transformare și o transformare interioară pentru că avem scorpionul, da? Deci trebuie să țineți cont și avem aici 14 și apoi avem 13. Deci vedeți, e o scădere, o trecere și apoi 3. 3 care înseamnă ieșire din zona de confort, muncă depusă de voi, dar cu ceva influențe exterioare care vin și vă ajută. Deci vedeți voi cum gestionați toate aceste aspecte, da? În general lucrurile merg bine pentru că aceste două cărți fac pereche bună.
Și iarăși, astea sunt destul de bune, cam lente, cam, na, asta v-am zis, și anumite influențe din exterior, dar sunt cărți bune, adică nu e nimic negativ aici. Iar moartea, cum ziceam, e peste tot flancată de cărți pozitive, ceea ce îi dă o energie și o alură bună, o aură bună, transformatoare, regeneratoare, cum spuneam, așa cum se regenerează scorpionul. Deci dumneavoastră trebuie să aveți puterea asta, trebuie să aveți puterea dacă ați avut ceva mai în trecut, o situație delicată și acum apare acest personaj pe lângă dumneavoastră și nu prea aveți încredere sau sunteți nespus de retrași, ascultați-vă intuiția și vedeți dacă, sau îngerul păzitor, și vedeți dacă lucrurile pot merge fără probleme mai departe. Eu zic că da, pentru că e un traseu pozitiv aici. Deci gândiți-vă voi bine și vedeți cum se pliază pe situația voastră. Oricum, la mulți dintre voi e vorba și de un copil, la mijloc, cel puțin unul la mijloc. Oricum, e o ofertă de iubire, e ceva. Deci între voi sunt sentimente și sunt sentimente așa adolescentine cumva. Deci e posibil să retrăiți cumva adolescența. La unii dintre voi e posibil să vă retrăiți cumva adolescența, sentimentele acelea frumoase, pentru că a apărut cineva cu potențial spiritual, un suflet pereche, voi însă să fiți destul de retrași și de cumpătați, dar lucrurile astea să se mai schimbe, de să fie totuși o schimbare și ori poate să începeți și un proiect în comună sau sunteți colegi de lucru, este ceva de genul ăsta. Cam așa merg lucrurile în relația voastră la moment, oricum niște transformări profunde și cu implicații de destin sau de univers, deci nu neapărat contractul sufletului, poate efectiv și universul, chiar că sunteți pe liber arbitru, să vă mai dea o mână de ajutor și dacă dumneavoastră știți să gestionați energiile astrale și planetare.